Proiectul pentru realizarea unui studiu de oportunitate pentru a construi parcarea etajată a trecut de unanimitate în ședința extraordinară de Consiliul Local. Direcția juridică din cadrul primăriei Târgu Jiu a înaintat consilierilor locali un referat prin care explică necesitatea unei astfel de parcări. Aceasta ar putea fi construită în zona pieței centrale. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în scopul construirii unei parcări etajate pe terenul aferent actualei parcări din zona piața centrală. Proiectul a fost discutat în comisii. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate. În prezent, parcarea din piața centrală este administrată de o societate privată. Este vorba despre un teren de aproximativ 4.000 de metri pătrați. 121 de locuri de parcare sunt amenajate în zonă. Este vorba de un studiu de oportunitate. Societatea care a administrat parcarea din zona pieței centrale în ultimii ani a venit cu o ofertă, aceea de a prelungi contractul care expiră în anul 2018 cu încă o perioadă de timp, cu condiția să dezvolte acolo o parcare supraterană. Odată aprobată realizarea studiului de oportunitate, municipalitatea vrea să afle costurile investiției, durata de execuție sau durata de funcționare. E vorba de o investiție destul de serioasă, din câte am reușit să văd din documentele pe care ni le-au prezentat. E vorba de o investiție care chiar ne interesează și pentru a găsi cea mai bună variantă și pentru ca toată lumea să aibă convingerea că într-adevăr este oportună această solicitare, am solicitat la rândul nostru un studiu de oportunitate pentru acest proiect. Contractul încheiat de municipalitate cu firmă care a închiriat spațiul respectiv expiră pe 15 decembrie 2018.